pe numele real Arnold Alois Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger este un fost culturist și actor american, originar din Austria, în prezent politician republican. Născut pe 30 iulie 1947, Schwarzenegger și-a câștigat faima ca actor hollywoodian în filme de acțiune. În zilele când era campion mondial de culturism, a fost supranumit Stejarul Austriac și Arnold cel Tare. Supranumele Arnie l-a dobândit în timpul carierei de actor, iar mai recent a fost numit The Governator, combinarea cuvintelor Governor și Terminator, după filmele din seria Terminator. Arnold Alois Schwarzenegger a fost ales la 7 octombrie 2003 guvernator al statului California, într-un scrutin special numit Recall Election, menit să înlocuiască fostul guvernator al statului California, Gray Davis. Arnold Schwarzenegger și-a prestat jurământul ca guvernator la 17 noiembrie 2003, pentru a servi restul mandatului lui Gray Davis până la data de 8 ianuarie 2007. La 16 septembrie 2006, anunță că va candida din nou pentru un termen complet în alegerile pentru funcția de guvernator, pe care de altfel le-a câștigat. În mai 2004 și în anul 2007, Schwarzenegger a făcut parte din lista celor 100 de persoane cele mai influente pe acel an. Arnold Schwarzenegger a fost căsătorit cu ziarista și scriitoarea Mariah Shriver, cu care are 4 copii: Catherine, născută în 1989, Christina, născută în 1991, Patrick, născut în 1993, și Christopher, născut în 1997. În anul 2011 s-a aflat că el mai are un copil cu o fostă angajată, motiv pentru care soția sa a hotărât să se despartă de el și să ceară divorț. În tinerețe, scopul lui Schwarzenegger a fost să devină cel mai mare culturist din lume, ceea ce însemna să devină domnul Olimpia. Prima lui încercare a fost în 1969, când a pierdut de 3 ori campionatul în fața lui Sergio Oliva. Cu toate acestea, Schwarzenegger a venit înapoi în 1970 și a câștigat competiția, devenind cel mai tânăr Mister Olympia, la vârsta de 23 de ani, un record pe care îl deține și astăzi. Arnold Schwarzenegger s-a născut în Thal, Austria, un sat mic în apropiere de capitala stiriană Graz, și a fost botezat Arnold Alois Schwarzenegger. Tatăl său, Gustav Schwarzenegger, a fost ofițer în poliția locală, iar mama sa, casnică. Conform celor relatate de Schwarzenegger, părinții erau severi. Austria era o lume diferită în acei ani. Dacă făceam ceva rău sau nu ascultam de părinți, nu iau a știa de noi, povestește actorul. El a crescut într-o familie de romano-catolici credincioși, care asistau la serviciul religios în fiecare duminică. La școală, Schwarzenegger a fost un elev mediocru, dar se evidenția prin caracterul voios, bine dispus și exuberant. Schwarzenegger a practicat multe sporturi, influențat în mare măsură de tatăl său. Și-a făcut rost de prima halteră în 1960, când antrenorul său de fotbal l-a dus cu echipa la o sală de forță locală. La vârsta de 14 ani, Schwarzenegger și-a ales drept carieră sportivă culturismul, în detrimentul fotbalului. În 1965, Schwarzenegger și-a început stagiul militar obligatoriu în armata Austriei, la vârsta de 18 ani. În același an, a ocupat locul întâi în competiția Mister Europa, la juniori, dezertând pentru perioada antrenamentelor de bază, ca să poată participa la competiții. Schwarzenegger a petrecut o săptămână în carceră. Însă nu acesta a fost debutul lui Schwarzenegger în competiții. Debutul a avut loc cu 2 ani mai devreme, la un concurs mai mic, ținut în Graz, unde s-a clasat al doilea.
Schwarzenegger a fost votat drept cel mai bine clădit bărbat al Europei, fapt ce l-a făcut faimos. Titlul Mr. Universe mi-a fost biletul spre America, pământul tuturor oportunităților, unde puteam să devin un star și să mă îmbogățesc, povestește Schwarzenegger. A făcut prima călătorie cu avionul în 1966, cu prilejul participării la competiția NABBA, Mr. Universe, în Londra. A luat locul 2 în competiția Mr. Universe, cu o definiție musculară mai slabă decât aceea a câștigătorului titlului, americanul Chester Yorton. Charles Wag Bennett, unul din judecătorii competiției din 1966, a fost impresionat de Schwarzenegger și i s-a oferit să îl antreneze. Cum Schwarzenegger avea puțini bani, Bennett l-a invitat să stea în casa în care el locuia cu familia, și așa aglomerată, care se afla deasupra uneia dintre cele două săli ale sale în Forest Gate. Definirea musculară a coapselor și gambelor lui Yorton a fost judecată superior la concursul Mr. Universe în 1966, astfel încât Schwarzenegger a început să se antreneze asidu asupra acestor părți după un program conceput de Bennett. Stând în East End, Londra, Schwarzenegger a reușit să-și îmbunătățească engleza. Cu antrenamentele plătite integral, în 1967 Schwarzenegger câștigă titlul pentru întâia oară, devenind astfel cel mai tânăr Mr. Universe din istoria culturismului, la vârsta de 20 de ani. El va continua să câștige acest titlu 4 ani la rând. Apoi, Arnold Schwarzenegger s-a întors înapoi în München, antrenându-se între 4 și 6 ore zilnic, asistând la afacerile școlii și lucrând într-un club de sănătate. În 1968 s-a întors la Londra pentru a câștiga următorul său titlu Mr. Universe. Adesea îi spunea lui Roger Field, un prieten de-al său din München, la acea vreme, am să devin cel mai mare actor. Și așa a și făcut. La 23 de ani, a debutat în lumea cinematografiei, în filmul Hercule în New York. Însă succesul a venit 14 ani mai târziu, odată cu lansarea filmului Terminator. A continuat cu roluri în filme de succes precum Commando, 1985, Predator, 1987, Total Recall, 1990, Terminator 2, 1991, Eraser, 1996, Batman and Robin, 1997, End of the Days, 1999, The Sixth Day, în 2000, Collateral Damage, în 2000 și Terminator 3, în 2003. S-a căsătorit în aprilie 1986 cu Mariah Shriver. În 2003 a fost ales guvernator al statului California, Statele Unite ale Americii, iar în 2006 a fost reales în aceeași funcție. A fost de 7 ori consecutiv câștigătorul concursului de culturism Mr. Olympia. Printre iubitorii acestui gen de sport, a fost numit regele culturismului. Era într-atât de dedicat culturismului, încât era cunoscut prin faptul că intra prin efracție în sala locală de forță la sfârșit de săptămână, când sala era de obicei închisă. Are o stea pentru film în partea de sud, Area 6700, pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood.